31, ne-am strâns la o masă și am gândit că trebuie să facem o carte. Ar trebui să vă povestesc toate avatarurile prin care am trecut, cum s-a găsit editora, cum am găsit la editora Litera o doamnă poetă, pasionaria Stoicescu, care ne-a primit cu o mare uimire. Păi zice, voi ați publicat cărți, cine de voi aveți să publicați la o editură pe banii voștri? Ar trebui să vă povestesc că n-aveam banii noștri. Cum să aibă trei șomeri și un profesor pârlit bani să scoată o carte? Asta erau 3.000 sau 5.000 de unde mai bani să scoatem bani? Astfel că mămicile noastre au contribuit la gloria noastră viitoare. Toate mămicile! Pe excepția mămicii lui Tudor Jebeleanu, care lui Tudor Jebeleanu era deja un grafician în toată puterea cuvântului. Așa l-am cunoscut noi cei patru mușchetari pe Tudor Jebeleanu, de care ne leagă din 1981, până în acest an de grație, 29 de ani de prietenie neîntreruptă, cu jurături, cu răsculări, cu negări, cu trântiri de telefoane, cu morți între noi. Dar e o prietenie care ne face să stăm pe același podium cu aceeași plăcere cu care stăteam la masă atunci, în vara lui 1981.